Celebrul fost atlet canadian, dublu medaliat cu bronz la Jocurile Olimpice găzduite de Los Angeles în 1984, va susține la Timișoara, într-un eveniment organizat de UPT timp de două zile, seminarul Performanța în sport. Sorin Sărândan, fost handbalist și profesor de sport la Universitatea Politehnică Timișoara, este cel care a făcut posibilă venirea lui Ben Johnson. În primăvara aceasta am luat hotărârea ca să organizăm acest eveniment pe care l-am făcut în special pentru specialiștii din sport, aici nu mă refer doar la antrenori, ci și la profesori de sport, sport fraternity, preparatori fizici, kinetoterapeuți. Ben Johnson a fost considerat cel mai bun sprinter al lumii și este la prima sa vizită nu doar în Timișoara, ci în România. Este un oraș frumos, e cald, oamenii sunt foarte frumoși, iar mâncarea este bună, proaspătă și făcută acasă. Legenda Ben Johnson nu putea veni la Timișoara neînsoțită. Alături de el s-a aflat cel care l-a ajutat să ajungă pe culmile atletismului mondial, fostul său antrenor, românul Tudor Bompa, care este doctor honoris causa la Universitatea Politehnică Timișoara. Ben și cu mine suntem încântați să fim în Timișoara, eu în special, fiindcă am petrecut 10 ani în acest oraș, mi-a rămas în inimă din perioada de tinerețe și de aceea de câte ori vine Timișoara sunt mai mult decât fericit. Universitatea Politehnică Timișoara dorește să facă o tradiție din astfel de evenimente de calitate care să fie organizate an de an. Universitatea Politehnică împlinește anul viitor centenarul. Deci, acest gen de evenimente legate de activitatea didactică, de cercetare, sportivă, tot ce înseamnă Politehnică în acest oraș, în Timișoara, pentru că se identifică până la urmă cu istoria românească a acestui oraș. Acest tip de evenimente vor continua. Mă bucură foarte mult să avem aici atât pe domnul profesor Bompa, cât și pe un atlet care știm foarte bine că a performat. Seminarul Performanța în sport este împărțit pe două zile. Prima dintre ele este dedicată activităților teoretice despre viteza în atletism și alte sporturi. În cea de-a doua zi se vor desfășura activități fizice la baza 1 a Universității Politehnică Timișoara, iar în cadrul acestora Ben Johnson va interacționa cu tineri sportivi din Timișoara, atleți și handbaliști.